Treceri de pietoni puține, majoritatea nesemaforizate, șoferi care circulă cu viteză mult peste limita legală, accidente mortale și ignoranță din partea autorităților abilitate. Toate acestea se întâmplă pe o stradă din Cluj-Napoca, unde locuiesc sute de persoane, iar numărul rezidenților este în creștere, ținând cont că în zonă se construiește mult. Vorbim despre strada Corneliu Coposu din cartierul Dâmbu Rotund. Ultimul accident care a avut loc pe strada Corneliu Coposu a fost în urmă cu aproximativ o săptămână, când o femeie în vârstă de 83 de ani a fost lovită mortal pe trecerea de pieton. Aparent, numărul accidentelor rutiere care au avut loc pe această stradă este mic. Cu toate acestea, este extrem de grav faptul că oamenii mor pe o stradă pe care cei mai mulți șoferi nu respectă aproape deloc limita legală de viteză. Pe strada Corneliu Coposu din municipiul Cluj-Napoca, în acest an au fost înregistrate 3 accidente rutiere. Dintre acestea, 2 au fost grave, soldate cu decesul pietonilor angajați regulamentar în traversarea drumului public. Unul dintre ele, cel de-al treilea, a fost un accident, din fericire, ușor. La fel și acesta s-a întâmplat tot pe una dintre trecerile de pietoni. Oricare dintre pietonii care traversează regulamentar ar putea fi în orice clipă victima șoferilor ignoranți care uită că nu circulă pe autostradă, ci în oraș. E un trafic foarte mare, foarte, foarte mare. Zilnic, și nu dacă ar fi numai la orele de vârf, dar zilnic, e același trafic. Când traversați strada, vă e teamă că veți fi lovit pe trecerea de pietoni? Foarte, foarte mult mă uit și în stânga și în dreapta să văd dacă cumva vine mașină sau nu vine. Mi se pare că se circulă foarte repede. Sunt un om care lucrează în Europa, în Germania, și mi se pare chiar un pic frapant faptul că vrei să traversezi o stradă. Zebrele sunt puse la distanțe foarte mari. Oamenii nu respectă viteza, se duc peste 50 la oră. Toată lumea este de acord că trebuie făcut ceva în cazul străzii Corneliu Coposu. Nu știu ce ar putea să facă. Sau pasaje pe sub ele de trecere de pieton sau ceva. A găsit o metodă. Că se poate găsi, imposibil să nu găsești metode ca să poți traversa strada. Să fii sigur că o poți traversa. Ar trebui schimbat ceva aici, nu-i bine deloc. Pentru că vor fi oameni care vor muri sau alte probleme. Pe această stradă sunt doar 6 treceri de pietoni, din care numai 2 sunt semaforizate. De-a lungul anilor, locuitorii din zonă au făcut sesizări și solicitări la primărie pentru creșterea numărului de zebre și semaforizarea celor existente. Da, am făcut chiar eu, am făcut demersuri, am făcut cerere la primărie. Am depus, am primit un răspuns și au spus că au în vedere lucrul ăsta, dar au fost acum mulți ani. Rezultatul sesizării femeii s-a pus doar la trecere de pietoni, s-a pus semnalizarea aceea de sus. Ultima sesizare datează din primăvara acestui an. Bineînțeles că primăria a dat același răspuns standard. Procedura este în lucru. Iar dacă autoritățile locale nu fac nimic, pietonii ar face bine să urmeze sfaturile polițiștilor. La drumurile care au mai mult de o bandă de circulație pe sens, ar trebui să fie mult mai atenți, să se asigure mult mai bine și să traverseze doar după ce s-au convins că toți conducătorii auto care circulă în acel moment le-au înțeles intenția, i-au observat și mai mult decât atât opresc și le acordă prioritate de trecere. Pentru că altfel există acest risc ca cei care circulă, șoferii care vin pe banda a doua sau pe banda de lângă axul drumului, dacă sunt 3 benzi sau chiar pe margine, depinde de sensul, să spunem, în care traversează pietonul de la stânga la dreapta conducătorului auto sau invers, există riscul acesta că conducătorii auto să încerce să forțeze traversarea. Atunci crește automat foarte mult riscul implicării într-un eveniment rutier și pietonii ar trebui să nu uite că ei cu siguranță vor avea de suferit. Ce se întâmplă apoi cu conducătorul auto nu îl interesează pe pieton. El va rămâne însă cu suferința și eu cred că acesta este un motiv foarte bun să te asiguri temeinic înainte de a traversa. În această ecuație sunt implicați totuși și șoferii. Nu cred că ați pedala, fraților, că e o viață scurtă, nu e nevoie. Ne întrebăm dacă nu cumva pietonii care scapă cu viață în urma accidentelor de pe strada George Coposu nu ar trebui să ceară desfăgubiri primăriei care, deși cunoaște situația, ignoră tot ce se întâmplă.